www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei. Susțin candidatura președintelui PSD și se angajează să întreprindă toate acțiunile de organizare și mobilizare a membrilor și simpatizanților noștri în vederea câștigării alegerilor prezidențiale. Adunarea Generală a Organizației Municipale PSD Pașcani consideră că alegerea domnului Victor Ponta în funcție de președinte al României va garanta realizarea unei schimbări autentice în România prin consolidarea reformelor bune întreprinse de actul guvernamental pentru o relansare economică, crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei și a inegalităților, precum și dezvoltarea României și creșterea nivelului de trai. Adunarea Generală a Organizației Municipale PSD Pașcani apreciază că victoria în alegerile prezidențiale a domnului Victor Ponta va marca sfârșitul unui regim politic abuziv și momentul începerii unui nou proiect național bazat pe valorile autentice ale poporului român. Victor Ponta va fi un președinte al tuturor românilor care să asigure medierea echilibrată între instituțiile statului și să readucă starea de normalitate în societatea românească. Prezenta rezoluție a fost supusă validării adunării generale a organizației municipale PSD Pașcani. Cred că sunteți de acord și supun votului dumneavoastră această rezoluție. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Deci în unanimitate. Organizația Municipală PSD Pașcani susține candidatura domnului Victor Ponta la alegerile prezidențiale. În acest moment am să rog respectuos presa, având în vedere că este o conferință de partid. Sunt
Consiliul local să poată să-și rezolve treaba și să aibă mai
ce este la fața locului. Sper să doamna ministru Doina Pană vrea să vină săptămâna viitoare la Pascan să vadă situația lucrărilor și state în care sunt lucrările, pentru ca să vă vadă pentru ce se creează ce vrea. Premierul Ponta a spus clar că vrea să se lege o treia de guvern. Nu mai spus, m-a întrebat dacă am vreo problemă cu ministrul care nu vrea să se lege. Să spun că nicio problemă de când. Sper că am luat de zile să avem de guvern semnată și în următoarea lună să poată prelua acordarea de către Ministerul Departamentul Administrativ, respectiv Ministerul Mediului, finanțarea să poată, putem să o facem pe fondul europene. Deci 33 de milioane, 10-43 de milioane de euro, sper să ducem în întregirea la acest oraș să finalizăm. Un mesaj pentru electoratul partidului acum în cazul alegerilor prezidențiale. Zic că astăzi a fost un eveniment deosebit de important în viața organizației Orășenești. Prin aceea că am participat la această, eu știu, susținere pentru Victor Ponta. Am văzut dumneavoastră că a fost o conferință reușită, conferință care unii spuneau că nu o să fie reușită. Eu am avut încredere și m-am convins și m-a convins astăzi că președintele de partid la noi a reușit să facă adunare, o întâlnire excepțională și foarte civilizată această partidă. De ce să nu fie reușit? Care a fost problema? Că nu o să fie oamenii, că nu o să fie la cuvânt, că lumea e supărată, nu mai știu, dar a fost conferință reușită și foarte mulți oameni au venit, s-au exprimat, eu știu, dorința ca să-l puteți la prezențial de pe Victor Ponta. Ce trebuie să știe Moscovenii despre candidatul Victor Ponta? Moscovenii trebuie să știe că Victor Ponta este un susținător al municipiului Pașcan pentru rezolvarea problemelor. Eu când mă întâlnesc cu el, cu Victor Ponta, pe el e deputat și vine mai des la noi, la fiecare ședință din Moscova și din Moscovenii, aproape totdeauna participă la noi. Și când mă întâlnesc cu el, era de cam în barajul. Și sunt eu cu femeință. Ce facem cu barajul la Pașcan? Dar rezolvăm domnul Răzul. Eu vreau acum când vine el, el pe Iași, nu numai la Iași să vii, să vii și la Pașcan și să duc la această mare investiție care e realizată în proporție de 90% și nu se poate termina. În primul rând, spun, domnule, lasă acum energie electrică. Pașcanii poate să fie inundat cartierul Runca, să fie inundat și intră apă în oraș. Și datorită acestui lucru, acum a găsit o soluție, a fost trei soluții. Eu am și hotărârile care s-au discutat, el a dat sarcină în ministru de el să caute să rezolve problema asta de la Pașcan, că e în domeniul de activitate la Ministerul meu. Și am trei soluții, trei hotărâri de guvern. Și s-a ales acum una care e cea mai favorabilă, adică să continuăm lucrările, să fie finanțator Ministerul Mediului pentru acumulare, iar hidroelectrica se rezolvă problema uzinii de producere aerică și pentru acest obiectiv. Alt obiective? Și am făcut-o ca deputat. Care să vină susținerea ideii că Victor Ponta iubește Pașcan. Da, alte obiective sunt, eu știu, autostrada, care Victor Ponta o susține, centura de ocolirea Pașcanului, o susține și am mai ridicat noi problema cu locuri de muncă și a spus dacă trece centura, căutați unde să treacă centura pentru că terenul unde putem amplasa anumite fabrici, iar utilitățile revin în sarcina noastră, administrație locală de fabrici. Nu vine nimeni să-ți facă investiții dacă nu are utilitățile. Dacă îl trimis de la Sodomec, când trece autostrada, îl trimis să ia apă de la Lungu sau din Pașcan,
tot mai bine la ce mulțumesc. Așa că noi trebuie să ne îngrijim să ducem utilitățile ieri la teren, acolo unde ne trece autostrada, ca să poată să aducem, să poată aducem de www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei.